Pensionarii ale căror venituri provenite numai din pensii sunt de până la 700 de lei pe lună vor beneficia de majorarea cu 10% a plafonului prețului de referință pe prescripție a medicamentelor compensate, conform unei hotărâri aprobate miercuri 9 septembrie de guvern. Potrivit unui comunicat de presă, pensionarilor care obțin aceste venituri le vor fi acordate prescripții compensate în proporție de 90%, a căror contravaloare la nivelul prețului de referință este de până la 330 de lei pe lună. De precizat că anterior acestei modificări, plafonul prețului de referință era de 300 de lei lunar. Hotărârea de guvern care va intra în vigoare la 1 octombrie mai prevede că 17 tipuri de medicamente ce nu se mai regăsesc în ghidurile naționale și internaționale de practică terapeutică sunt retrase din lista care cuprinde denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, precum și acelea care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.